Desigur, nu putem ocoli subiectul, deși toate declarațiile care vin dinspre PSD sunt minciuni. Se știe în interior de la ce s-au luat Dragnea și Grindeanu, dar nimeni nu vrea să spună. Și se rostogolește aiurea faza asta cu evaluarea guvernului. Wow! Astăzi știre peste tot. Liviu Dragnea i-a cerut demisia lui Sorin Grindeanu, dar Grindeanu n-a vrut să-și o dea. Ce bă? Odată asta cu Grindeanu care a zis: nu, Liviule, hai, fă pași, să mor eu dacă demisionez. Deci nu există așa ceva, n-are cum. Asta ar presupune ca Sorin Grindeanu să aibă voință, să aibă personalitate. Și apoi mai e treaba asta. Doamna Olguța Vasilescu susținea zile trecute că ea, în momentul în care a intrat în pâine la muncă, ea și-ar fi depus și demisia în alb la partid. Dacă puteți spune și ceilalți miniștri au procedat la fel? Toți atunci când și-au primit mandatele. Nici nu știu unde sunt depozitate aceste demisional, dar ei le-au făcut gestul ăsta, dar eu nu le folosesc. Inclusiv domnul Grindeanu? Din câte am auzit, da. Demisii în alb. Și cam cât de în alb, Nea Livache? Sunt albe total foile alea? Adică nu e nimic scris pe ele? Sau ne-ai mințită? Ne-ai mințit cu nerușinare. N-ai nimic, pișicherule. Deși, dacă stai să-i asculți pe unii dintre miniștri, asta a fost o condiție pentru a ocupa funcția. Da, atâta încredere au ăștia unii în alții și atât de slugi sunt cei care au semnat și au depus așa ceva. O aveți demisia în alb, ați semnat-o? Da, la investire toți ne-am dat demisia în alb ca un gest simbolic. Toți, după cum de altfel știți foarte bine, a comunicat și domnul președinte, toți au această demisie. Activează. Dar e o discuție foarte interesantă aici. Ce e aia, fraților, demisie în alb? Demisia e un act unilateral. Sau faceți și voi ca patronii din fotbal care le cereau jucătorilor absolut ilegal să semneze contracte în alb? E o prostie. Oricine e prins cu de-astea că ține demisii în alb ale unor oameni ar trebui să fie anchetat sau ceva. Practic, Dragnea l-a avut la mână pe Grindeanu cu o demisie în alb? Păi atunci nu e clar că încă de la început Grindeanu a fost nevoit să execute ordinele lui Dragnea fără să comenteze. O prostie. Tati, asta la codul penal se numește constrângere. Cred. Să ne amintim și cum a început acest mandat al lui Grindeanu. Ați văzut cum s-a uitat Grindeanu înapoi? Ce-o fi zis? Săriți că mă fac ăștia la buzunare. E și vorba aia, domnule Grindeanu. Ce începe cu o palmă pe spinare se termină de multe ori cu un genunchi nouă. Ah, mi-am amintit. Îmi pare rău că rămâne doamna Firea neîmpăcată, abandonată așa. I-a zis Grindeanu că o sună acum o săptămână. Nu am discutat, am văzut și eu pe anumite canale de televiziune că ar fi afirmat că mă va contacta, nu s-a întâmplat acest lucru. E nesimțit, doamnă, ăsta e adevărul. Păi ce, el are maniere de voluntari ca dumneavoastră. De unde să le aibă? E un țărănuș din Timișoara, doamna Firea. Grindene, să vii cu un buchet de flori din Croația, mă băiatule, că nu te iartă Gabi. Of, ce-o fi stat săraca lângă telefon, ce s-o fi consumat aiurea, uite așa de pe o parte pe alta, că dânsa e mai sensibilă, na, fire poetică așa. Cum? Să vă mai citesc o poezie de-a doamnei Firea? Haideți mă, nu, haideți mai departe, nu, lăsați-mă în pace, vă rog frumos să... Ok, bine, dacă insistați vă mai citesc o poezie. Calendar. Te trântești printre lucrurile mele cu o femeie despre care spui că nu o iubești, despre care juri că nu te iubește și că tot ce-i în fața mea e doar o secvență stupidă. Din zbenguiala voastră se înalță până în tavan pletele văpăi ale femeii și strigătele nepăsării ei ajung până în anticamera disperării mele. Pandele, ce ai făcut, mă? Din nou, doamna Firea, nu mă pot ridica eu cu interpretarea asta la nivelul la care e scrisă poezia. Mă scuzați, doamnă, mă scuzați. Eu nici n-am vrut să citesc.